Un nou studiu pune sub semnul întrebării una dintre cele mai larg acceptate teorii despre funcția somnului, aceea că somnul permite sistemului de curățare a creierului să elimine toxinele dăunătoare care se acumulează în timpul stării de veghe. Cercetarea a stârnit controverse și a divizat comunitatea științifică. Timp de mai bine de un deceniu, teoria conform căreia somnul oferă o oportunitate vitală pentru curățarea creierului prin sistemul glimfatic a câștigat multă popularitate. Cu toate acestea, autorii unui studiu susțin că modul în care metaboliții și toxinele sunt eliminate din creier este încă neclar. Echipa a efectuat experimente pe șoareci și a constatat că procesul de curățare glimfatică era de fapt mai puțin eficient în timpul somnului și sub anestezie. Utilizând un colorant fluorescent pentru a urmări în timp real procesul de curățare, cercetătorii au observat că eliminarea toxinelor era redusă cu aproximativ 30% la șoareci adormiți și cu aproximativ 50% la cei anesteziați. Criticii studiului au subliniat că injecția directă a colorantului fluorescent în creier ar putea crea date nesigure prin deteriorarea țesuturilor și creșterea presiunii intracraniene. În ciuda criticilor, echipa condusă este determinată să investigheze mai departe. Ei au arătat că curățarea creierului este foarte eficientă în timpul stării de veghe, sugerând că a fi treaz activ și a face exerciții fizice ar putea curăța mai eficient creierul de toxine. Studiul nu a fost prezentat la conferințe din cauza inevitabilelor controverse pe care le-ar fi provocat, relatează playtech.ro.